Hei, astăzi sunt aici cu Diana Ionescu, care e foarte tare în machiaj, sigur o știți, și o să facem ceva mai diferit decât ceva amuzant. Și mi-am dorit foarte mult să fac, să-mi imaginez cum m-aș machia eu dacă aș fi mireasă. Nu știu, că mi se pare că e un alt fel de machiaj ăsta pentru mirese, nu? Este. Și, nu știu, am tot văzut mirese care sunt prea machiate, au machiajul mult prea încărcat cu negru, adică eu nu concep așa. Cum ți-l imaginezi tu, de fapt? Foarte luminos. În același timp și ușor smoky cu maro, că cu maro îmi place mie smoky, dar nu știu dacă e logic, sunt luminos, dar și cu maro e cu culoare așa pământită, dar să fiu foarte luminoasă și smoky în același timp. Și noi make-up artiștii ar trebui să înțelegem perfect, nu? Pe principiu vreau natural, dar cu mult negru. Exact. Da, o să vedem. Eu am înțeles oarecum ce își dorește, să vedem dacă la final, când o să-i arăt oglinda, o să fie ce și imaginează. Și să începem magia, să facem fața asta, să fie față. Să te demachiere, nu? Da. Primul pas este, după demachiere, un primer lichid de data aceasta, care are rol și de toner. Am uite, pe nas nu te demachia bine. A, da. Chiar că e bine. Am avut la îndemână o dischetă. Revin cu un primer pe bază de silicon, se spune. Mamă, fix zile trecute am văzut pe YouTube despre asta. Da, deci e foarte bun. Nostru, da, de la The Ordinary. Și că nu e foarte scump. Da, asta vreau să zic, e un produs foarte accesibil și se găsește și la noi în farmacie. A, da? Am secretul la acest primer este să fie aplicat o cantitate mică. Adică ce am pus eu aici e destul de mult, trebuie chiar mai puțin de atât. Și o să iau pe o pensulă mare. Și se observă că instant fața devine mai mată și are un efect de umplere al porilor. Lucrul pe care îl caută toată lumea. Și durează și fond de ten mai mult pe el? Da, dacă e o cantitate mică. Atenție, de primer. Dacă pui mult, devine foarte alunecos. Și din contră, are efectul opus, nu mai stă, se mișcă totul, îți alunecă. Îți alunecă fondul de ten. E foarte important primerul de față și primerul de ploape, pe care îl aplic cu mișcări mai ample și într-un strat subțire. Straturile subțiri sunt foarte bune în machiaj pentru că ele chiar oferă rezistență. Păi pentru machiaj bun, știu. Mă rog, să alege fondul de ten în primul rând în funcție de tipul de ten. Cele long wear, unele dintre ele au și tendința să usuce. Dar dacă e un produs waterproof și e fixat cu o pudră potrivită și aplicat cu un primer, e foarte ok. Vin cu un bărățel și un uniformizez fondul de ten. Un avantaj și un motiv pentru care îmi place fondul de ten pe care l-am ales este faptul că poate fi folosit și în jurul ochilor. Nu toate fondurile de ten sunt potrivite și pentru zona ochilor, în special cele matifiante. Dacă e un fond de ten matifiant, e foarte posibil să-ți usuce foarte rău zona ochilor. Acum vin cu un corector care are și o proprietate iluminatoare. E, de fapt, un anticearcăn, așa se scrie pe el. Radiance Reveal de la Bourjois. Și spune că corectează, iluminează și hidratează. Și e perfect pentru zona ochilor. Uite, produse la prețuri accesibile. Da. Eu nu cumpăr nimic la preț accesibil. De-aia tot timpul când se termină plâng. Îmi iau tot timpul cei mai scump. N-am nimic. În afară de Maybelline ăla, n-am nimic. Nu știu dacă-l vezi. Prima regulă la nuntă, nu vă pupați cu nimeni, decât așa, n-ai, știți că... Decât pe buze. Pe buze cu... Cine vreți la nuntă? Păi și Luxi, când vine acest moment? Păi... Sunt Dumnezeu să-mi zică, să răspundă universul, nu știu. Dar știu dacă nu țin neapărat ce se întâmplă. Dacă se întâmplă, se întâmplă, dacă nu, aia, mă resemnesc. Îmi drag singură mireasă acasă, mă machiez, fac niște poze pe Facebook. Apropo de discuția asta cu dacă fondul de ten face bine sau nu, multă lumea spune că vreodată mi-a răstește un dar cu fondul de ten. Dar mie mi se pare că e un strat protector. Și mie. Mă duc ce e afară. Da, asta și cel dacă nu te demachiezi, asta. E valabil și dacă te dai cu fondul de ten și dacă nu te dai cu fondul de ten. Dacă nu te demachiezi când
nu ai fond de ten, mi se pare cel puțin la fel de grav. Da. Da, la ochi încerc cu un far culoarea pielii, e un rozaliu beige așa foarte natural, pe care l-a plictă toată placa, să uniformizez și să îmi fie mai ușor să estompez toate culorile ce urmează. Ok, și acum încep cu mai, mai bronzante, marourile acelea calde, calde spre bronz. Și creez o umbră, cu o pensulă mai micuță, la colțul ochiului, dar pe care o extind și pe, spre tâmple, spre restul feței. Accentuez puțin mai mult colțul exterior, deschide, și partea de jos, dar tot foarte estompat, fără să fie nicio linie. Ok, vin cu un maro și mai închis la bază și partea cea mai mulțele mai glowing pe care o să le pun peste. Închide. Am umezit puțin pensula și aplic în colțul interior un highlighter, un iluminator auriu. Acesta e White Sands de la Anastasia Beverly Hills. În primul rând trebuie să te hotărăști când îți alegi machiajul dimineața dacă vrei să fii tu o cea mai bună variantă a ta sau vrei să fii transformată prin machiaj, să ai, nu știu, din moment ce apare foarte mult negru, e clar că se transformă. Asta o să fie cea mai bună variantă a mea. Da. Vin cu ceva wow acum. Ceva wow. Da. Wow, chiar sclipici. Sclipici. Sclipici, dar e de fapt așa, un fel de glow wet. Și durează wet-ul ăsta? Da. Okay. Da. E o formulă foarte interesantă, care e umed. Nu trebuie să îl mai combin cu nimic. De la Stila. Wow! OMG! Așa vreau să rămân, gata. Am luat ochii închis la nuntă. Wow! Se folosește mascara waterproof. Da, în caz că plângi. Mm-hmm. Caz că plângi, în caz că e foarte cald afară sau... O, da. Ia uitați. Scripici. Ok, să vin cu puțin bronz. Și bronz și contur. Asta e preferatul. Asta este bronzul prima dată și după aceea și conturul. Și bronzul întind și pe gât. Să... Și probabil și pe piept, dar o să da. Ai ochi. Conturul dă umbră. Bronzul dă culoare și accentuează volumul, practic. Vai, Doamne! Doamne! Asta sunt eu. Într-o lume ideală. Mă, dacă aș arăta așa tot timpul... Ce, Doamne, de ce? De ce nu poți să arăt așa? Crezi că ai putea să-ți faci singură machiajul ăsta? Nu, niciodată! De ce? Adică eu pot să mă machiez singură, trebuie să ies în club sau ceva, știu cum să mă machiez să arăt bine așa. Dar fața mea niciodată nu arată așa, adică arată decent, adică na, când mă machiez singură, dar să fiu transformată la mult să zic lumea, wow, nu pot. Așa, următorul pas și ultimul, practic, este un spray de setting, de fixare de data asta. Închis, te rog, și capul puțin mai sus. Așa, perfect. Ca să fie de la ține. Da. Ești gata de nuntă. Sunt gata de nuntă. Ok, mai trebuie până... Machiajul am, deci să ne înțelegem. Machiajul am, rochia o fac rost, cumva. Poate nu ai de 50.000 de euro, dar găsesc o rochie care sunt dată. Și mai trebuie să găsesc un bărbat. Ok. Mulțumesc mult.
Cu mare plăcere. Ai făcut, a fost chiar o plăcere să te machiezi așa. Un om fericit și probabil și mulți alții care se uită și zic wow. Pentru că e într-adevăr wow. Încerc să mă apropii cât pot, îmi dau seama de asta, așa. Mm-hmm. Ia uitați cum strălucește tot. Așa a făcut chestia aia. Nu știu să fac chestia aia. Dar încerc. Da, și dacă încercați stilul ăsta de machiaj, să îmi trimiteți și mie, sau în fine, și mie și lui Ruxy, să văd ce v-a ieșit. Sunt foarte curioasă da. Dacă pașii pe care vi-am arătat v-au ajutat. Yay! Mulțumim, pupii!